începând încă de la Sadkovskaya Belții, pe urmă la Cibanu era deputat Ghenadie, doamna Zimin, Zimina de la noi. Și n-am fost auzite de nimeni. Numai doamna Zimina a spus așa, po vas prășliți dolii poperioc. Eu vreau să ne ajută, da? Nu știu. Eu mă gândesc că în timpul de față așa merge mult examinarea cazului meu, a cincilea an, recuperarea prejudiciului. După aici Curtea Supremă? După curtea, după CEDO, da? După CEDO. A cincilea an, ba, aici a justiție. În 14 m-a achitat CEDO. Da. În 15 Curtea Supremă de Justiție a anulat toate deciziile de condamnare și am dat cererea restabilirii la lucru. Și recuperarea prejudiciului material. Mi-au refuzat. Și când am văzut că m-au refuzat la restabilirea, conform legii 1545, m-am adresat recuperarea prejudiciului material și moral. Și prima instanță de 3 ani a fost acolo să examinat dosarul, fiindcă era internat în dosar penal. Civil, plângău, nu vine pe urmă. A venit avocatul lui, a cerut termen să facă cunoștință cu dosarul. Vine a doua, a treia oară, nu dovedit, a patra oară s-a îmbolnăvit, a cincea oară a cerut ca să identifice iscălitura mea, să fie expertiză? Da, au cerut expertiză. Așa s-a tergiversat timpul. Eu sătul cu în dosarul civil au cerut da, ca să fie... Da, că nu eu am dat și... Plângerea, adică acum dumneavoastră ați spus plângerea s-a pus expertiză. Și în prima instanță toate cerințele ce au cerut avocatul lui Plângău udovlitvările. Și au scos hotărârea aceea. Eu n-am pretenzii la judecățile, eu văd că judecățile în toate cazurile, cam au văzut că eu nu-s de vină, dar nu știu de ce se primește că condamnarea, amu nu pot să scot cu aceste probleme, nu? Este până la urmă, nici acestea 20 de mii nu le-ați putut scoate pentru care ați achitat pedeapsa. Nici acelea, dar e principalul, nu e acelea 20 de mii. Nu, dar e principalul, pentru că restul că ați fost achitată, trebuie să vă reabiliteze, pentru că, mă rog, asta este o pedeapsă. Eu suport că hotărârea aceasta care a luat hotărârea Guvernului 691, asta e confirm că eu am fost pe calea dreaptă și am apărat interesele statului și în loc să fiu promovată în funcție, ne-au fabricat 5 dosare penale. Cum? Dar 5 dosare pentru ce? Sau fiecare spuneau? Da, fiecare spuneau, dar când s-a început judecata, cere erau scrise de Plângău, el, dumnealui, adică... Au scris cererile cele și când s-au început, în prima instanță, 4 s-au anulat. Nici nepredevire și nicio instanță în continuare nu a contestat această hotărâre. Când s-a întâmplat, scuzați într-adevăr, aveți 48 de ani. Adică erați în perioada când puteați activa și atunci... Desigur. Și asta vă influența, ați rămas fără surse de existență, fără... Fără tot am rămas, am luptat cu corupția aceea, că noi spunem, dar eu nu că am început, eu eram, nu știu, dacă șefii cutabili toți așa, strict, eu n-ați fac niciodată ceea ce nu se permite. Și atâta mi-e obișnuitor că așa s-a primit, atâția ani eu îmi pe drumuri, cum vă gândiți? La Procuratura Anticorupției, dacă am dat în 2007, până să fie primită hotărârea definitivă, înseamnă că eu ceva
am așteptat că poate măcar cineva să intre în esența asta ea. Da, ia că prima instanță atunci au făcut concluzie, chiar când au primit hotărârea că cererile erau date sub presiune organelor cointeresate. A doua instanță, Curtea de Apel, când m-a achitat, a scris că era o provocare. Uh-huh. Și a treia sentință a MUC, când a anulat toate deciziile, este ea. În decizia aceea a Curții Supreme de Justiție este că partea apărării de la prima fază pornirii urmăririi penale a spus că este o provocare. Dar asta nu a fost provocare. Asta un scenariu cu scopul ca să nu dovedesc eu că a fost confirmat. Asta doar prestuplenie, dacă a confirmat dosarul penal și a fost intitat dosarul penal conform 361 articolului. Și ca în timpul ăla când a făcut filmare, eu am declarat despre aceste faptele, inclusiv că s-au furat și plumburatorile, fiindcă când eu am luat am vrut să văd dacă cheia vine, am văzut că na sviaschi ключей lipsește plumbiratul, el era na sviaschi ключей. De-am plumbiratorul s-a furat în timpul când s-a filmat. Cum vă gândiți? Când a venit Zanoaga, este ei, el a luat plumbiratorul, l-a scos. Și pe urmă aceste plumbiratori le-au întors plângând. Adică au spus că eu le-am uitat în microbuzul care m-a dus până la centru, dar eu nu m-am dus cu microbuzul acela, de atât a fost intitat dosar către dânsul, că multe încălcări au făcut domnul Plungău, care eu am prezentat documentele și s-a făcut și concluziile. Nu pot să spun, nu pot să și mi-e obișnuitor că la noi așa se primește că în loc să iei măsurile ca în bugetul de statului să vie bani, noi facem altceva. Asta nedopustimă, eu să cum. Nu se poate așa. Noi așa să străim, sărași, până la... Noi vrem în Europa, dar cum să ne ducem noi în Europa dacă noi nu ne gândim cum să muncim să muncim cesnă. Am uitat acest cinstit. Lucru. Cinstit și să facem, să aducem un aport. Hotărârea guvernului de schimbare modul de plombare mașinilor de casă și control și mai am document care eu nici n-am avut așa obligațiuni de care m-o învinuit. Cum vă gândiți? Dacă luăm deci hotărârea, orice sentință luăm, eu am fost condamnată pentru că am făcut, dar eu n-am făcut acestea. Iaca, nu cum? Cum străiești așa? Cum să ai 30 de ani staj de lucru? 10 ani șefa contabilă și 10 ani conducătoare și aici ea să apri stat, interesele statului. Cum străiești cu asta? Sănătatea e una, mărimea pensiei e alta. În timpul de față, soția lui Plungău lucrează în locul meu. Eu am scris asta. În locul dumneavoastră? Dar cum? Îndeplinește funcțiile. Acolo era alt scop, ca să facă o schemă și să fure de la statul bani. În acest caz, nici nu putem a stabili cât o adus daunelul statului. Uh-huh. Pentru ce eu trebuie să sufăr? Uite. Într-un an a murit și mama și tată după aceste evenimente. Și copiii mult au suferit, și eu la diagnoză, și soțul a ajuns cu operația, i-a făcut.
Pentru că ați mers la principiu și n-ați permis ca să fie folosite cu probe false. N-am permis să fur și am fost nevoită să mă frustreze. Nu cu. Unde-i dreptate în timpul? Noi spunem că lucrăm cu corupție. Unde-i lupta asta? Unde-i lupta asta? Eu nu văd. Asta nimic nu ne-a dat. Cât eu am luptat, până când nimic nu ne-a dat. Adică numai și cele 3.500 de euro care v-au dat prejudiciu moral de la CEDO, dar banii pentru reabilitare, banii pentru care ați plătit din câștigați măturând străzile, asta nu vi s-a restabilit nimic. Dar cum vă gândiți, dacă încă nu era hotărâre definitivă, aici era publicat în ziarul, că eu am luat mită, dar eu aici citesc cum doamna Știrbeț spune că în primul rând interesele omului să nu facem mai bine 10 vinovatых оправдать, чем одного невиноватого осудить. Cum? Este diviza la dânșei, dar aici ea doar o văzut, dacă am fost achitată în 2006. Și până la urmă, Curtea Supremă tot întorce. Tot a 3 ori întors. De 5 ori întors. De 5 ori întors. Ca la urmă să vă condamne. De 3. De 3. 2 plenare. Și a, din plenară. Când am tot s-o examina, ia că...